Salutare tuturor și bine v-am regăsit la un nou video pe Unelte în Acțiune. Dacă mulți dintre voi ați spus că roaba pe care am prezentat-o într-un clip anterior, roaba de la Makita cu acumulator, este foarte scumpă, astăzi vin cu o variantă mult mai ieftină. De această variantă nu mai puteți susține că e foarte scumpă, mai ales pentru ceea ce puteți să faceți cu ea. Și acum puteți observa, este o liză pentru transporta diferite mărfuri, diferite materiale, bineînțeles manuală, nu mai avem aici nevoie de acumulator, nu mai avem nevoie de curent, pur și simplu merge pe tracțiune manuală. Este o liză pe care o am de ceva timp, am primit-o de către cei de la Ialco și vreau să le mulțumesc pe această cale. Mă ajută foarte, foarte mult, am folosit-o destul de intens de când o am, am cărat cu ea diferite pachete pe care le primesc de la curieri. Chiar astăzi am umplut-o până în vârf cu niște colete pe care a trebuit să le trimit prin curier și mă ajută foarte, foarte mult, mai ales că se poate folosi și în acest fel. Putem să o împingem așa, dar se poate transforma și în căruciuri. Observați că are 4 roți. Imediat o să vă arăt și cum se face acest lucru. Mie o să-mi fie de mare folos în continuare pentru că mă ajută să car absolut tot ce am nevoie cu ea. Dispune de o platformă destul de lată aici, jos la bază. Platforma de la bază este bineînțeles metalică, întărită foarte bine cu sudură și are o lățime de 22 de cm și o lățime de 35 de mm. E suficient, a zice eu, pentru a pune acolo tot felul de pachete. O văd foarte utilă și pentru cei care stați la bloc, ca să vă urcați în apartamente diferite colete pe care le luați de la curieri, poate vreți să vă luați niște mobilă, încape foarte bine pe această platformă, puteți trage pe scări. De asemenea, așa cum vă spuneam puțin mai devreme, putem să o transformăm și într-un căruț. Desfacem aceste două cleme de siguranță de aici. O să scoatem mânerul care, apropo, după cum observați, se poate regla pe înălțime. Asta fiind înălțimea minimă a lizei și se poate înălța până undeva la înălțimea de 143 de cm. Observați că are niște găuri aici unde putem să prindem aceste cleme de siguranță. Cred că a fost montată cam așa. Atunci când am desfăcut-o, eu o să o las, de regulă o las la minim de tot, pentru că nu am de ce să o ridic atât de mult. Se poate transforma foarte, foarte ușor într-un căruț. Scoatem acest mâner afară și îl montăm în această parte, unde de asemenea va trebui să punem aceste cleme de siguranță aici. Și în acest fel am transformat liza într-un cărucior. Chiar astăzi am folosit-o, cum vă spuneam un pic mai devreme, am pus aici un malder foarte mare de cutii, am avut niște cutii foarte mari pe care a trebuit să le dau curierului și am umplut-o până undeva la înălțimea asta. Liza suportă o greutate de până la 200 de kg, eu am avut 100 de kg, deci s-a comportat destul de bine din punctul ăsta de vedere. Roțile din spate sunt din silicon, cred, din cel puțin dintr-un plastic foarte tare, iar cele de jos sunt cu camera. Aici nu mă pot decide dacă îmi place sau nu îmi place. Pe de o parte este un lucru foarte bun pentru că atunci când pui marfă mai grea pe liză, roțile fiind cu pneu, poate să amortizeze șocurile. De exemplu, poate avem nevoie să mergem cu ea într-un loc mai accidentat și ar putea să mai amortizeze din șocuri. De asemenea, putem să eliberăm un pic presiunea din pneu în cazul în care, la fel, ni se pare că greutatea este cam mare și putem să amortizăm foarte bine transportul cu ea. Pe de altă parte, cred că mi-ar fi convenit să fie și dintr-un material plin, roți pline, aș fi stat un pic mai puțin stresat legat de cameră, că pot să trec undeva cu ea și să o înțep, să o sparg. Nu știu exact unde se pot găsi camere pentru roți, probabil că s-ar găsi ele undeva, dar trebuie să merg după ele. Așa, dacă ar fi fost o roată plină, cel puțin grija asta mi-ar fi ieșit din minte. Așadar, aștept reacțiile voastre în secțiunea de comentarii. Vă place această liză? Dacă nu mă înșel, a fost oferită ca premiu la Crăciunul Meseriașilor, eveniment pe care l-am organizat împreună cu David de la Technic Tools pe grupul pasionaților de unelte și am impresia că cei de la Ialco au oferit și un premiu exact această liză care se poate transforma. În orice caz, găsiți un link în secțiunea de descriere dacă vreți să aflați mai multe detalii despre această liză. Mi se pare că se poate comanda direct de la ei, de la ialco.ro. Nu mai știu în momentul de față care este prețul, dar eu vă spun că
merită toți banii această liză, mai ales dacă sunteți ca mine, dacă aveți probleme cu coloana, așa cum am eu, nu am voie să ridic greutăți foarte mari și atunci numai cu asta o să-mi car de acum încolo absolut toate materialele pe care le am. Poate vreau să comand ceva materiale de construcții, saci cu ciment, cu adeziv, gresie, orice fel de material îl pot pune pe această liză și mi le aduc în curte. Mulțumesc tare mult pentru vizionare, sper că v-a plăcut acest review, această prezentare. Ne revedem, ne reauzim la următorul video, până atunci vă doresc, ca de obicei, mult chef de treabă și numai bine!